Ctitorie voievodală, Biserica Mănăstirii Viforâta din județul Dâmbovița a fost resfințită astăzi. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte mitropolit Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei. La eveniment au participat autorități centrale și locale și credincioși din mai multe județe ale țării. În perioada 2015-2022, ansamblul Monahal a trecut prin ample lucrări de consolidare și restaurare. Au fost restaurate Biserica Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Mare Muncenic Gheorghe și Corpurile de Chili. A fost sistematizată curtea interioară și a fost modernizat muzeul. Pentru coordonarea lucrărilor, Maica Stareță Macaria Mavrodin a primit Ordinul Sfântul Ierarh Nifon. De asemenea, distinții au primit și principalii binefăcători. Între marii ctitori ai mănăstirii, se numără domnitorul Matei Basarab și Sfântul Martir Voievod Constantin Brâncoveanu.